s-au încins spiritele și au apărut apologeții care s-au bătut în săbii, care s-au bătut în cuvinte, care s-au bătut în jigniri, care s-au bătut în vorbe grele și în aruncat cu trochilul urii. Pentru ce? Pentru ce? Dacă scrie destul de clar și de frumos, să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și din toată inima ta. Dacă tu iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată inima ta, pe mine mă interesează ce gândește un oligofren. Îl privește direct și personal. E strict problema lui unde a pierdut contactul cu lumina sau de unde s-a decuplat de la întrerupătorul lui Dumnezeu. Nu-i treaba mea. Deci noi trebuie să învățăm să fim niște pragmatici, să învățăm care este rolul preotului în biserică și pe părintele să-l tragem de mâine, că părinte mai vorbește credincioșilor despre asta sau despre asta sau despre asta. Uite, nu știu toți și ar fi bine să știe. De aceea în Occident și în Vest găsim cateheza după amiezii pe care noi o folosim azi, miercuri, că așa prindem timpul liber înainte de după maslu, și în care oamenii se pun la punct cu anumite probleme cât de cât contemporane sau vicioase, care vin așa ca mareile, care ați văzut când vine un părău din deal și vine cu viteză și iese din matcă, ce scoate? Gunoaiele lui vecinul, sticlele lui vecinul, cârpele lui vecinul, strujănii rămași de la grajdea lui vecinul, surcelele lui vecinul, fiecare ce a aruncat în părău respectiv, poate apa să le duce în centrul satului, ca să arate prin ceea ce scoate, cam ce gospodari sunt în satul respectiv. Și apoi vine primăria și le strânge și le duce la coșul de gunoi, cum stai cu ele în drum. Ei, asta este și treaba bisericii. Să deretice toate aceste mizerii în liniște și în pace. Prea mult zgomot pentru nimic. Prea mult zgomot pentru lucrurile de fond care nu sunt cunoscute de foarte mulți, dar sunt analizate de foarte mulți. Primul lucru și primul lucru care interesează pe toată lumea este aceasta. De ce crede lumea în Dumnezeu? Du-te, dragul meu, și află. Străduiește-te să faci niște sondaje psihologice, teologice, spirituale și sufletești, analizând fiecare persoană în parte, care o vezi că frecventează în mod avid biserica, să vezi ce o atrage pe aceea în fiecare zi la biserică. De ce îți duce omul ăla în fiecare zi la liturghie? Și când ai aflat lucrul ăsta, ai să știi de ce merge lumea la biserică. Simplu. Un lucru trebuie cercetat pe individ. Fiecare om este o unicitate. Fiecare are om are un semn de a fi și de a trăi. Fiecare are un semn al lui de a manifesta credința. Unul vars o lacrimă, unul nu plânge niciodată. Unul aprinde o lumânare, unul nu aprinde lumânarea niciodată. Unul cumpără două prescuri, unul n-a cumpărat o prescură în viața lui. Și tot credincios. Întreabă-l pe ăla ce o cumpără, ce simte când o cumpără sau de ce o cumpără. Și du-te și îl întreabă pe cel ce nu o cumpără, de ce nu o cumpără și ce simte când nu o cumpără. Și atunci nu mai trebuie să ai tu probleme personale de ce merge omul la biserică. 2. În momentul când vezi că cineva batjocorește icoana și spune că e idol, că se pune problema și în felul acesta, tu te străduiești în calitate de om interesant și interesat de ce iubesc eu icoana, și te duci și studiezi teologia icoanei. Să vezi cum a apărut icoana, care este istoria icoanei, de ce o pune biserica în biserică, de ce o folosește biserica, de ce o respectă, de ce o venerează, de ce o tămâiază, de ce o pune în catapeteasmă, de ce o ține pictată pe perete, de ce o cinstește și o dă cu tămâie și cântă acatist în fața ei. Și când ai aflat toate aceste elemente, din clipa aceea tu ți-ai dat singur răspunsul la ceea ce te interesează. Nu să
sunt eu obligat în calitate de ortodox și de creștin practicant să-mi pierd timpul cu tine în polemici și să-ți explic ție care este motivul în care tu ai derapat pe o cărare greșită. Acereu, când te culege de pe drum din șanță, în urma unui accident sau dintr-o râpă, nu te întreabă ce fel de servo direcție ai, te întreabă ce n-ai respectat indicatorul. Și te trage cu șufa afară, te pune pe drum, te duce pe platforma la reparat. Vrei să o fermi încă o dată, o bagi tot în groapa respectivă. Vrei să o fermi încă o dată, o bagi tot în groapa respectivă. Vrei și ai nevoie de mașină ca mijloc de transport, ții indicatorul. Așa și tu. Dacă ai nevoie de suflet și de Dumnezeu, respecti indicatorul. Dacă n-ai nevoie de Dumnezeu, o iei pe indicatoarele tale, cum vrei tu, pe scurtături, dar o iei pe răspunderea personală. Un alt motiv sau un alt lucru foarte interesant care este la îndemâna, este tot la îndemâna credincioșilor, este și acesta. Și este foarte des întâlnit. Biserica are bani, biserica strânge avere. Termină seminarul și teologia, fă-te preot și mergi într-o parohie. Vezi ce înseamnă o parohie săracă în care găsești 60 sau 100 de băbuțe cu pensie care aprind o lumânare sau fac un parastas lui soțul sau lui sora sau lui cumnata sau la nu știu câți ani odată. Vezi ce înseamnă să stai într-o biserică fără lemne și fără foc. Vezi ce înseamnă să stai într-o biserică dărâmată și veche. Vezi ce înseamnă să stai într-o biserică nepiftată. Vezi ce înseamnă să slujești cu niște veșminte rufoase rămase de al șaptelea rând de preoți. Vezi ce înseamnă să stai într-o condiție insalubră. Și atunci când ai trăit lucrul acesta, ai să înțelegi de ce preotul și credincioșii s-au hotărât să pună o pictură frumoasă pe perete, să pună niște scaune de stat lejer în biserică, strani, cum le spunem noi. De ce au reușit să pună o evanghelie nouă? De ce au reușit să pună o încălzire la calorifer? De ce au îndrăznit să pună niște geamuri bune să nu fie curent? De ce au pus o ușă sănătoasă, nu intre hoții să fure biserica, că sunt jătâmpiți de genul acesta? Și atunci, după ce ai înțeles aceste lucruri, ieși frumos în mass media și strigi. Nu mai dați bani la biserică. Nu mai fac, nu mai îmbogățiți preoții. Dar nu înainte de a te îmbogăți tu pe tine cu cunoștințele necesare, care sunt absolut necesare, despre ceea ce înseamnă adevărata biserică, adevăratul Dumnezeu și adevăratul preot. V-am spus, vorbim de cantitate și de lipsa calității. Aceasta o putem găsi foarte ușor și în rândul clerului ortodox. Vă repet aceeași istorioară spusă, cred că de data aceasta a treia oară. Nu știu dacă la masă sau poate odată la liturghie și odată nu știu cu ce ocazie. Creștinii dintr-un sat s-au dus la vrednicul de pomenire Patriarh Iustin Moisescu, cândva Mitropolitul Moldovei, și a spus, în satul nostru nu avem preot. Mitropolitul i-a primit pe oameni cu cinste, cu respect, era un om titrat, un om cu carte, un om elevat, un om citit. Și a spus așa, aduceți-mi din satul vostru cel mai bun fecior la mine, eu vi-l bag în toamnă la seminar, dăm examenul, vi-l fac preot și să aveți preotul satului de voi ales, să nu vin eu să intervin, să vă dau pe cutare, cutare, să știți că am ales un om rău. Au adus gospodarii satului Consiliul Parohial un băiat credincios din familie evlavioasă, câți copii ori fi fost ei acasă, 5, 6, 7, l-au prezentat mitropolitului, i-au plăcut, l-au scris la seminar la Neamț, băiatul nu era prostut, s-a luat la seminar, a terminat seminarul, l-a hirotonit preot, l-a pus în parohia respectivă și a spus așa, mă bucur că v-am putut fi de folos. Mă bucur că după 15 ani, când parohia voastră n-a avut preot, iată aveți și voi soarele vostru în parohie și preotul vostru personal. Bineînțeles, după vreo 10-15 ani, dintre acei credincioși care au rămas plus alții din elita bisericii, se plimbau din nou prin ograda mitropoliei, în care mitropolitul, care avea un ochi foarte bine format și era un intelectual de bace și cunoștea la chipul omului, a spus, ia grupul de acolo, veniți în pace. Cu
Cu ce problemă? Cu o jalbă. Dar ce se întâmplă? Păi preotul nostru e lacom, preotul nostru e bețiv, preotul nostru nu se mai satură, preotul nostru strânge bani, preotul nostru nu mai este serios, nu se ține de slujbă, nu vine la program, minte oamenii, înșeală. Oh! Și în ce parohie se întâmplă treaba asta? Păi parohia cu tare. Ah, stați un pic, zice, haideți în cancelare să bem o cafea, să rezolvăm problema. Adum registru de intrări și arhiva. Și găsește, zice, aici cu 15 ani în urmă nu era epitrop cu tare? Da. Dar nu era în Consiliu Parohial cu tare? Da, și eu sunt de atunci. Cu atât mai bine. Ce vă mai amintiți de atunci? Păi noi am venit la dumneavoastră, v-am cerut un preot, ne-a spus să aducem un băiat bun, noi l-am adus, l-ați purtat la școală, ni l-ați dat preot, ni l-ați dat în sat, dar uite, acum lucrurile s-au schimbat. Foarte bine că s-au schimbat. Acum eu trebuie să fiu supărat pe voi și voi proceda în felul următor. Nici alt preot bun n-am de unde să vă dau, pentru că l-ați stricat ca și pe ăsta. Îl luați pe ăsta înapoi la voi și mi-l aduceți în momentul când nu va mai fi lacom, mi-l aduceți înapoi când nu va mai fi bețiv, când nu va mai fi mincinos, când nu va mai fi lacom și grăbăreț, când nu va mai fi golan. Păi cum, preasfințite, păi cum l-a stricat, așa să-l și reparați. Până nu mi-l aduceți bun, înapoi nu vi-l mai dau. Păi dar dacă e bun, atunci nu l-a mai dat. Cu atât mai bine. Înseamnă că am încheiat problema. Mergeți și faceți vi-l bun, cum vi l-am dat eu când vi l-am dat în parohie. Pentru că voi, oamenii, prin neputințele voastre și prin necredințele voastre, i-ați stricat pe preoți. Unul i-a dat dublu la slujbă, unul i-a dat dublu la mormântare, unul i-a dat triplu la comunie, unul i-a dat triplu la botez, până ce preotul s-a învățat manager și nu slujitor. Și de aceea, unele guri rele bârfesc astăzi clerul și spune, uite cine vă fură banii. Nu, fraților, știți cine vă fură banii? Băncile. Câți aveți credit la biserică și vi s-a schimbat dobânda de 10 ori și vi s-a luat casa că n-ați plătit banii la biserică? Nimeni. Ia vedeți la bănci cât sunteți datori. Ia vedeți la jocuri de noroc cât sunteți datori. Ia vedeți la cămătari cât sunteți datori. Ia vedeți pe la farmacii unde vă tratați de tot felul de boli închipuite cât sunteți datori. Ia vedeți pe la tot felul de petreceri din astea bolnave unde ne ducem noi tot felul de cluburi, tot felul de lucruri mondene. Cât suntem datori? Și observați dacă nu cumva la biserică suntem datori noi lui Dumnezeu, nu El nouă. Sunt 4 duminici într-o duminică, da, într-o lună. Hai să spunem că mai ești o sărbătoare, 5. Ori 10 lei și 50 de lei. Din 50 de lei ai luat prescura, ai luat o lumânare și ai dat 3-4 lei la pomenic și te-a pomenit preotul, dar toată săptămâna când își face el treaba lui acolo. Asta înseamnă cât? 4 pachete de țigări, da? Dar 30 de pachete de țigări într-o lună, cât costă? Dar 30 de bere într-o lună, cât costă? Că așa spune omul, mă duc să beau seara o bere cu băieții să mă relaxez. Sau o bei acasă. Sau un chil de vin. Mergem la o nuntă, că suntem și noi datori să mergem și dai 300 de euro. Ia vezi câte duminici să mergea de acolo la biserică din 12 milioane. Deci înainte de a fi porci cu noi, să nu fim porci cu Dumnezeu. Înainte de a fi mizerabil cu noi, să nu fim mizerabil cu Dumnezeu. A venit cineva și mi-a zis odată, era naș de cununie, m-au invitat. Și i-am făcut o glumă proastă, pentru că am zis că vreau să văd cum reacționează. Și m-a întrebat nașul la urmă, părinte, cât să dăm? Zic, cât de mult, că văd că portofelul e gros. Părinte, bine a zis cine a zis că preoții sunt lacom. Zic, cât costă sala unde are mirele nunta? Păi am închiriat-o cu 60 de milioane. Și tu mi-ai dat 2. Cât e până la 60 de milioane? Eu de ăștia 2 milioane pot pomeni un an. La sală stai până mâine dimineață la 8 și o golești, da? Dar plătești de acolo și muzica și consumația și toate celelalte, încă curățenia și ce mai ai de plătit. Cât e o muzică la un nunt? 1000 de euro, da? Și ție-ți pare, da? Ție-ți pare că ai dat mult la biserică.
Deci noi ne-am potlogărit și ne-am mizerit și noi ne-am stricat și ne-am făcut puțin perverși și ticăloșiți și avem impresia că Dumnezeu ne fură. Nu, noi ne furăm singuri căciula. V-am mai spus, dacă vreți să vedeți unde vă sunt banii dumneavoastră, adresați-vă celor care ne conduc și sistemului care creează sistemul de minciună. Nu biserica fură bani. Biserica trimite har pe pământ, biserica trimite mântuire, trimite foc din cer, trimite trup dumnezeiesc, trimite sânge dumnezeiesc, trimite milă dumnezească și dar divin. V-am spus odată de demult că m-a smerit un moș. Eu n-am avut ideea lui. N-am fost la nivelul minții lui. Marele priceput în toate. Și era foarte supărat și a venit la mine să-mi spună: părinte, zice, uite, am văzut ceva și m-a întristat. Râd ăștia că să fac rugăciuni de ploaie. Zic, și ești de asta, nu poți mă ta dormi. Eu, de obiceiul meu, sunt nepăsător, nu mă interesează prostiile astea și nici nu-mi bat capul cu ele. Nu-i treaba creștinului să se ocupe de bășcălia omului fără Dumnezeu. E treaba ateului ce inventează el. Și a zis, dar nu așa, părinte, zice, nu stau așa lucrurile. Hai să spunem că au ăștia dreptate. Și a trecut moșul cu 4 clase la o analiză de, mi-a arătat mie, cum se intră în profunzimea textului teologic și nu în profunzimea lucrurilor de suprafață. Și repet, o țin minte și astăzi. Părinte, nu așa, părinte, dacă tratăm lucrurile așa, nu-i bun. Hai să spunem că nu-i bună rugăciunea de ploaie și-s bune irigațiile. Dar dacă nu dă Domnul ploaie de sus, cu ce mai umple pârăile să poți face irigații? Zic, uite, moșul ăla, asta nu m-am gândit. Și că da, eu m-am gândit că dacă îl supărăm pe Dumnezeu și nu mai dă ploaie, n-avem nici pentru pământ și nici pentru irigație. Întâi trebuie să fie pline, zice, albile la râuri de apă și atunci faci și irigație. Dar dacă e apă acolo, este și pe pământ. De ce? Că noi știm că e nivelul de apă mare în sol și pânza freacă sus și planta trăiește. Și moșul mi-a făcut o demonstrație de țăran cu 4 clase, care știa legile naturii și ale fizicii, cum se cheamă, principiul vaselor comunicante. Deci, când ne credem noi prea deștepți sau prea mari șmeche, prea mari javre sociale, că nu putem spune altfel celor care încearcă să denigreze și să arunce cu piciorul în biserică, cum dă vita cu copita îngăleată sau calul bate oiștea la căruță ca să o rupă sau animalul de care să tragă răstoarnă utilajul. Aceștia sunt oameni dezbrăcați de lumina Duhului Sfânt, sunt oameni dezbrăcați de caracter, sunt oameni dezbrăcați de puterea lucrării lui Dumnezeu și atunci sigur că dacă nu se tem de Dumnezeu, spune psalmistul David, nu le este lor cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Și iarăși spune psalmistul David, a zis cel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește. Așa este. Deci când nu-L vezi pe Dumnezeu în fața ochilor tăi, n-ai cum să-ți dai seama că păcătuiești.